România ocupă poziția 60 într-un top al prosperității pe anul 2014, în coborâre cu 5 poziții față de anul trecut. Aceasta este cea mai slabă clasare a României din 2009 încoace, de când Institutul Legatum efectuează acest studiu. Excepție face doar anul 2012, când am ocupat aceeași poziție. Numeroase țări din Europa Centrală și de Est sunt cu mult înaintea noastră. Slovenia e pe locul 24, Cehia pe 29, Polonia pe 31, Slovacia pe 35, Ungaria pe locul 39, Bulgaria 48 și Croația 50. Ne-au întrecut și Trinidad Tobago, poziția 43, Thailanda 51, Mongolia 52, Belarus 53, Kazakhstan 55, Vietnam 56, Uzbekistan 57, Belize 58 și Grecia 59. Studiul ia în calcul 8 capitole: economie, antreprenoriat, guvernare, educație, libertățile individului, sănătate, siguranță și securitate, capital social. Iar România stă cel mai prost cu economia și capitalul social, fiind clasată pe locurile 88 și 109 în rândul celor 143 de țări analizate. Stăm bine, în schimb, la capitolul siguranță personală și securitate națională, ocupând locul 46. România se plasează pe poziția 50 în ceea ce privește antreprenoriatul, care ia în calcul condițiile mediului de afaceri, egalitatea de șanse și gradul de promovare al inovațiilor, și locul 58 la categoria educație, care se referă la accesul la educație și calitatea acesteia. La capitolul guvernare, care măsoară corectitudinea desfășurării alegerilor, participarea politică, respectarea legilor și calitatea conducerii executive, România se clasează pe locul 70. Iar în ceea ce privește sănătatea, România ocupă poziția 60. Pe primul loc, în topul prosperității, se află Norvegia, pentru al 6-lea an consecutiv, urmată de Elveția, Noua Zeelandă, Danemarca, Canada, Suedia, Australia, Finlanda, Olanda și Marea Britanie.